este una dintre cele mai mari provocări logistice din istoria modernă. Cum vor fi transportate rapid milioane de doze de vaccin COVID-19 care trebuiesc păstrate la temperaturi incredibil de reci pe continente și oceane? O companie care transporta până acum ton folosește experiența pentru a transporta aceste tipuri de vaccin. Thermo King, care a revoluționat transportul de alimente prin progresul în transportul cu temperatură controlată înainte de al doilea război mondial, lucrează cu companiile farmaceutice, guvernele și firmele de logistică pentru a se asigura că vaccinurile sunt păstrate în timp ce călătoresc la clinici și spitale. Pentru ca acest lucru să se întâmple, au reutilizat containerele utilizate în mod obișnuit pentru transportul tonului proaspăt în Japonia, ceea ce necesită condiții similare de îngheț. Am luat acel produs și l-am modificat, a declarat pentru CNN președintele Thermo King Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Tonul trebuia depozitat la minus 60 de grade Celsius sau minus 76 de grade Fahrenheit pentru a-și menține calitatea și nuanța roșu intens când ajunge la supermarketuri și restaurante, a spus acesta. Vaccinul împotriva coronavirusului dezvoltat de Pfizer și BioNTech trebuie depozitat la minus 70 de grade Celsius sau minus 94 de grade Fahrenheit în timpul tranzitului. Așadar, Thermo King, care face parte din Trade Technologies cu sediul în Irlanda, a făcut câteva modificări, adăugând o izolație suplimentară și reglând sistemul de refrigerare, astfel încât să poată fi și mai rece. Acum, fiecare container de 20 de metri lungime poate transporta 300.000 de doze de vaccin Pfizer, primul care a fost aprobat pentru utilizare de către țările occidentale după teste riguroase, pe uscat sau pe mare. Unele au fost deja vândute și își fac drum pe tot globul. Președintele companiei a spus că acest tip de inovație ar fi durat în mod normal ani de zile pentru a putea fi dezvoltat. Produsele farmaceutice trebuie în general păstrate la o temperatură rece de 2 până la 8 grade Celsius sau aproximativ 36 până la 46 de grade Fahrenheit în timpul transportului. Dar vaccinul Pfizer este, bineînțeles, diferit. Este pentru prima dată când se aprobă un vaccin care utilizează tehnologia RNM, care implică transmiterea instrucțiunilor pentru ca organismul să înceapă să producă o parte din coronavirus. Acest lucru, la rândul său, declanșează un răspuns imun. Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente a autorizat vineri primul vaccin Pfizer pentru utilizare de urgență în Statele Unite. Marea Britanie a început să ofere cetățenilor vaccinul de marți, în timp ce Canada și-a dat undă verde în utilizarea acestui vaccin miercurea trecută. Un alt vaccin produs de Moderna, care folosește și tehnologia RNM, ar putea fi aprobat de guverne și în următoarele săptămâni. Poate fi păstrat la minus 20 de grade Celsius sau aproximativ minus 4 grade Fahrenheit. Experții în lanțul de aprovizionare spun că menținerea suficientă a vaccinilor RNM este una dintre principalele probleme în distribuirea vaccinilor în întreaga lume. Însă ei cred că este posibil, având în vedere cât de sofisticat este așa numitul lanț frigorific, care a fost folosit zeci de ani în transportarea mâncării și a altor medicamente în întreaga lume, să se distribuie în mod corespunzător. Trebuie să fie foarte atent planificat și executat, a spus Burak Kazaz, profesor de management al lanțului de aprovizionare la Universitatea Syracuse. Asta nu înseamnă că nu se poate face, dar trebuie să fim foarte atenți la asta, a mai declarat acesta. Tehnologia nu vine ieftin. Imperial College din Londra a constatat că o mare parte din cheltuielile programelor de vaccinare provin din cerințele lanțului frigorific, care pot reprezenta până la 80% din costurile totale. Acest lucru este în mare parte datorat fondatorilor Thermo King. Potrivit departamentului de transport SUA, compania a crescut exponențial în timpul celui de-al doilea război mondial, când tehnologia sa a fost folosită pentru a ajuta conservarea sângelui, a medicamentelor și a alimentelor. Compania Thermo King are doi membri fondatori și ambii au primit postul Medalia Națională a Tehnologiei de către președintele George Bush în anul 1991. Jones, unul dintre membrii fondatori, a fost primul om de culoare care a primit această onoare. O generație mai târziu, Thermo King are un rol de jucat în gestionarea unei alte crize. În octombrie, președintele Thermo King le-a spus analiștilor că compania sa a dezvoltat un congelator mobil cu o capacitate de 60 de ori mai mare decât a fost pe piață pentru produsele farmaceutice. Se referea la unitatea de ton adaptată. Noul produs, care fusese dezvoltat în consultare cu producătorii de vaccin, a reprezentat o mare oportunitate pentru Thermo King, a spus el. Trane Technologies, care vinde și sisteme de încălzire și răciri pentru clădiri și case, va oferi luni o actualizare a investitorilor.
Acțiunile care se tranzacționează în New York au crescut, bineînțeles, cu 35% în acest an. Anticipând o creștere a cererii, Thermo King a început să intensifice producția noilor sale unități la o instalație din China în urmă cu câteva luni. Președintele companiei a spus că este pregătit ca în primăvară să transporte miliarde și miliarde de doze ce trebuie distribuite. Noile unități s-ar putea dovedi utile și dincolo de pandemie, având în vedere creșterea terapiilor genetice și a altor biofarmaceutice. Acestea vor necesita și mișcare și depozitare la temperaturi extrem de reci. Vor trebui transportate din ce în ce mai multe produse la aceste temperaturi ultra scăzute. Așa că se deschide o nouă piață pentru acest tip de echipamente, a spus președintele companiei. Securitatea este de asemenea o preocupare. La începutul acestei luni, IBM a declarat că a constatat că hackerii vizau actorii cheie din lanțul frigorific și că efortul avea semne distinctive ale unui atac sponsorizat de stat. Companiile care alcătuiesc lanțul frigorific spun că produsele lor sunt sigure și nu consideră hackerii ca o amenințare majoră. Odată ce Administrația pentru Alimente și Medicamente a dat undră verde pentru folosirea vaccinului COVID-19 Pfizer, compania a spus că va livra milioane de vaccinuri COVID-19 în toate cele 50 de state din Statele Unite în doar 2 zile. Cu ajutorul FedEx și UPS, compania farmaceutică Pfizer a declarat că va livra întregul prim lot de vaccinuri în doar 2 zile. Aproximativ 500.000 de doze vor fi păstrate în rezervă la uzina sa din Michigan în caz de urgență. Executarea și tranzitul. Pfizer a ținut sesiuni de instruire la distribuția de la uzina sa din Michigan din martie, desfășurând scenarii simulate și exerciții de masă cu Operation Warp Speed. Odată ce echipa a fost notificată cu privire la autorizația de utilizare de urgență, muncitorii au început să scoată tăbile cu flacoane din cele peste 300 de congelatoare din uzină. Acestea sunt ambalate în cutii și încărcate în camioane care le vor duce la facilitățile de transport maritim și la aeroporturile importante din zonă. Expeditorii termici cu temperatură controlată mențin dozele la fel de reci cât timp este necesar, până la 10 zile. Fiecare cutie are un tracker, un dispozitiv de urmărire pentru a se asigura că fiecare vaccin merge la locul potrivit, la momentul potrivit și la temperatura potrivită. Aproximativ 20-30 de persoane monitorizează în permanență procesul de tranzit pentru a se asigura că nimic nu merge prost. Pfizer a început de asemenea să livreze o cutie separată de consumabile care includ siringi și diluantul necesar pentru administrarea vaccinurilor. Odată ce vaccinurile COVID-19 ajung la destinații și sunt gata de utilizare, fiecare flacon durează 30 de minute până la o oră pentru a se dezgheța. Apoi este diluat și trebuie administrat în termen de 6 ore de către un profesionist calificat în domeniul sănătății. Vaccinurile pot fi depozitate în 3 tipuri diferite de locații, în congelatoare cu temperatură foarte scăzută, expeditorii termici Pfizer și unitățile de refrigerare care sunt disponibile în mod obișnuit în spitale. Distribuirea vaccinului COVID este una dintre cele mai mari provocări logistice cu care omenirea s-a confruntat până în prezent. Sunt foarte curios cum va face față România la distribuirea vaccinului și la această deosebit de intensă provocare logistică până la urmă. Cam atât pentru astăzi. Vă invit să vă alăturați comunității Adevăruri Secrete și să deveniți membri ai canalului. Vă mulțumim că ne urmăriți, așteptăm să ne lăsați un comentariu cu gândurile voastre și până data viitoare nu uitați. Uneori oamenii nu vor să audă adevărul deoarece nu vor să le fie distruse iluziile.